Cillian Murphy a părăsit joi seară covorul roșu de la premiera filmului Oppenheimer în semn de solidaritate pentru cei 65.000 de actori care au intrat în grevă. Lui s-au alăturat și alți colegi din distribuție, cum ar fi Robert Downey Jr., Florence Pugh și Matt Damon, anunță Christopher Nolan, regizorul Oppenheimer. Actorii au făcut câteva fotografii pe covorul roșu și au dat autografe, dar au salutat și fanii. Au oferit și câteva interviuri, dar nu au rămas la vizionarea filmului mult așteptat. It was a huge role, huge responsibility. You know, my favorite director, some of the best actors in the world. It was, you know, I have to say yes. We wanted to come out and talk about it because we're really proud of it and we worked really hard on it and we wanted to, you know, everything was all set up, so we said, well, let's just do it, you know, and then if they call a strike, we'll go home. Producția de seriale și filme de la Hollywood e pe cale să se oprească complet, asta după ce actorii americani au decis să intre în grevă. Ei se alătură scenariștilor care nu mai lucrează din luna mai. E pentru prima dată în ultimele 6 decenii când 2 sindicate importante fac grevă comună. Actors are not wealthy. besides, like the top, like 0.0001% of actors, everyone else is not healthy at all. Actually, a lot of actors have to have second or third or even fourth jobs in order to just make a decent living. It's always been a very tough industry, and I feel like since COVID and now with everything going on with the streaming services, it's been even tougher. It's not easy.